Două cuvinte par să ofere acea siguranță mult dorită, pe care fiecare dintre noi speră să o găsească cândva. Trebuie să înțelegi, însă, că precum încuietoarea de siguranță, așa și siguranța în căsătorie are două locuri unde primește cheie. Fiecăruia dintre cei doi soți îi revine o cheie și depinde de el însuși să o folosească cu înțelepciune. Cântecele dulci, care plac celor sentimentali, pot vorbi despre că al tău pentru totdeauna, rămâi al meu, numai al meu. Căsnicia, însă, nu trăiește în sunetul casetofoanelor, ci prin unirea treptată a doi oameni care permit unul altuia spațiu liber pentru o evoluție personală. Totuși, ca în oricare altă parte, și în relațiile conjugale există o discretă linie de demarcație. Întrucât căsătoria este legătura dintre două persoane diferite, nimeni n-ar putea spune, cu exactitate, unde se află această delicată linie a libertății în căsnicia sa. Sunt necesare încercări atent și repetate, precum și multă vigilență pentru a descoperi această linie. În această perioadă mă preocupă problema unei tinere femei, Maria, care a avut o surpriză neplăcută cu puțin timp în urmă. Soțul ei, Anton, i-a spus într-o seară că dorește să meargă singur la plimbare, fără să-i spună unde și cum își va petrece seara. I-a spus-o cu mult calm, dându-i chiar ceva timp să se gândească. A fost ceva foarte dur pentru Maria. Se căsătoriseră cu doar 6 luni înainte și credea că de atunci când cineva se căsătorește, împarte cu celălalt fiecare gând al său. Cu toate acestea, pentru că Maria era o femeie isteață, și-a pus mintea la treabă pentru a găsi o soluție la problema cu care se confrunta. Și, cum stăteam noi de vorbă, a început să caute explicații în trecutul lui. Aceasta este o modalitate corectă de a aborda o problemă atât de dureroasă. Știm că, adeseori, ceilalți se poartă ciudat cu noi, din motive nedeterminate de noi. Este posibil ca aceste motive să izvorască din depresia ale copilăriei, din ieșirea la suprafață a vreunui conflict interior vechi sau din încercarea de a soluționa o problemă existentă cu mult înainte de a se cunoaște cei doi soți. O dragoste adevărată bazată pe înțelegere reciprocă oferă, adesea, o clarificare reciprocă a lucrurilor. Dacă poți să-ți oprești lacrimile, poate vei reuși să vezi ceea ce el nu vede.